Faptele Apostolilor, capitolul 10. Corneliu, un bărbat din Cezarea, centurion în legiunea Italica, era un om credincios și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El îi ajuta pe mulți din popor și se ruga mereu lui Dumnezeu. Într-o zi, pe la ora 3 după amiază, el a văzut clar, într-o viziune, cum un înger al lui Dumnezeu a intrat în casă și l-a strigat: Corneliu! El l-a privit înmărmurit și, cuprins de teamă, i-a zis: Ce este, Doamne? Îngerul i-a răspuns: Rugăciunile și milostenile tale s-au înălțat înaintea lui Dumnezeu și El a luat aminte la ele. Trimite acum niște bărbați în Iope și cheamă-l pe Simon, zis și Petru. El stă în gazdă la Simon, tăbăcarul, care locuiește lângă mare. După ce îngerul care îi vorbise a plecat, Corneliu a chemat doi slujitori de-ai săi și un ostaș cucernic, care era de mult sub ordinele sale, și, după ce le-a povestit tot ce s-a întâmplat, i-a trimis la Iope. A doua zi, pe la ora 12, pe când erau încă pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit pe terasa casei să se roage. I s-a făcut însă foame și a cerut ceva să mănânce. Pe când îi pregăteau ceva de mâncare, a căzut în extaz și a văzut cum cerul s-a deschis și din el s-a coborât un vas ca o față de masă mare ținută din cele patru colțuri, care s-a așezat pe pământ. În vas se aflau tot felul de animale și de târătoare de pe fața pământului și tot felul de păsări ale cerului. Și s-a auzit un glas care i-a zis: Ridică-te, Petre, taie și mănâncă! Dar Petru i-a zis: Nu, Doamne, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Însă glasul s-a auzit din nou și i-a zis: Să nu numești necurat ce a curățit Dumnezeu! Lucrul acesta s-a întâmplat de trei ori și, îndată după aceea, vasul s-a ridicat la cer. Cum stătea Petru nedumerit de înțelesul pe care îl avea viziunea, iată, oamenii trimiși de Corneliu ajunseseră la poartă și întrebau care este casa lui Simon. Ei strigau și întrebau dacă acolo este găzduit Simon, zis și Petru. Petru era tot cu gândul la viziune, când Duhul Sfânt i-a zis: Vezi că te caută trei oameni. Scoală-te, coboară și du-te cu ei fără grijă, căci eu i-am trimis. Atunci Petru s-a coborât la oamenii aceia și le-a zis: Iată, eu sunt cel pe care îl căutați. Pentru ce ați venit? Ei i-au răspuns: Centurionul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu, cum dă mărturie tot poporul iudeilor, a fost îndrumat de un înger sfânt să te cheme în casa lui, ca să asculte cuvintele tale. Petru i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi au plecat împreună și au venit cu ei și niște frați din Iope. În ziua următoare au ajuns în Cezarea. Corneliu își chemase toate rudele și prietenii cei mai buni și îl așteptau. Când a intrat Petru, Corneliu, care ieșise în întâmpinare, a căzut la picioarele lui și i s-a închinat. Petru însă l-a ridicat și i-a zis: Scoală-te, căci nu sunt decât un om. Stând de vorbă, au intrat în casă și au găsit acolo toată acea mulțime adunată. El le-a zis: Știți că iudeilor nu le este permis să aibă legături cu cei de alt neam sau să intre în casa lor. Dar Dumnezeu mi-a arătat că nu trebuie să spun despre nimeni că este necurat sau spurcat. De aceea, când m-ați chemat, am venit fără șovăială. Vă întreb, dar, pentru ce m-ați chemat? Și Corneliu i-a zis: Cu patru zile în urmă, chiar acum se împlinesc, pe la ora 3 după amiază, mă rugam acasă la mine. Și iată, am văzut un bărbat stând în fața mea, în haine strălucitoare. El mi-a zis: Corneliu, rugăciunea ta a fost ascultată și milosteniile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu.
și el și-a adus aminte de ele. Trimite deci la Iope și cheamă-l pe Simon, numit și Petru, care stă în casa lui Simon tăbăcarul, lângă mare. De aceea am trimis după tine și bine ai făcut că ai venit. Și acum ne-am adunat cu toți înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul. Petru a început să le vorbească astfel. Într-adevăr, înțeleg că Dumnezeu nu face deosebire între oameni, ci primește pe oricine se teme de El și trăiește în dreptate din orice popor ar fi. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel, vestind pacea prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vestea care s-a răspândit prin toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul vestit de Ioan. Iisus din Nazaret, uns de Dumnezeu prin Duhul Sfânt cu putere, pentru că Dumnezeu era cu el, umbla făcând bine și îi vindeca pe toți cei asupriți de diavol. Noi suntem martorii tuturor faptelor făcute de el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și i-a dat să se arate, nu întregului popor, ci martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, adică nouă, celor care am mâncat și am băut împreună cu el după învierea lui din morți. El ne-a poruncit să vestim poporului și să mărturisim că el este cel hotărât de Dumnezeu să fie judecătorul celor vii și al celor morți. Toți profeții dau mărturie despre el, că prin numele lui se dă iertarea păcatelor tuturor celor ce cred în el. Pe când Petru le spunea aceste lucruri, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei care ascultau cuvântul. Și credincioșii dintre evrei care veniseră cu Petru s-au mirat că darul Duhului Sfânt se revarsă și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărindu-L pe Dumnezeu. Atunci Petru a spus: poate fi oprită apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt, la fel ca și noi? A poruncit astfel să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Apoi l-au rugat să mai rămână câteva zile cu ei. Faptele Apostolilor, capitolul 11. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Iar când Petru s-a dus la Ierusalim, credincioșii dintre iudei au început să-l mustre. Ai intrat în casa unor oameni necircumciși și ai stat cu ei la masă. Atunci Petru a început să le explice totul, de la început până la sfârșit. Eram în cetatea Iope și mă rugam când am văzut într-o viziune, în extaz, că se cobora un vas ca o față de masă mare, ținută din patru colțuri, care a venit din ceruri și s-a așezat în fața mea. M-am uitat în el și am văzut toate animalele de pe pământ, sălbăticiuni, târătoare și păsările cerului. Am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Eu am spus: nu, Doamne, căci niciodată n-am pus în gură ceva spurcat sau necurat. Dar glasul din cer mi-a zis a doua oară: să nu numești necurat ce a curățit Dumnezeu. Viziunea s-a repetat în tocmai de trei ori. Apoi totul a fost ridicat din nou la cer. Și iată că, îndată, trei oameni stăteau în fața casei unde locuiam. Erau cei ce fuseseră trimiși după mine din Cezarea. Duhul Sfânt mi-a spus să merg cu ei fără grijă. M-am dus așadar și cu mine au venit și acești șase frați și am intrat în casa omului. El ne-a povestit cum a văzut și el un înger în casă, care stând în picioare i-a zis: trimite la Iope ca să vină Simon, zis Petru. El îți va spune cuvintele prin care tu și toți cei din casa ta veți fi mântuiți. Și tocmai când începusem să vorbesc, s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, așa cum a venit și peste noi la început. Atunci mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, care zicea: Ioan a botezat cu apă, voi însă veți fi botezați cu Duhul Sfânt.
dacă Dumnezeu le-a dat și lor același dar ca și nouă, celor care am crezut în Domnul Iisus Hristos? Cine eram eu și ce putere aveam să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Când l-au auzit, toți s-au liniștit și l-au slăvit pe Dumnezeu, zicând: Așadar, Dumnezeu le-a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Cei ce fuseseră risipiți din cauza persecuției începute după moartea lui Ștefan au ajuns până în Fenicia și Cipru și Antiohia și nu vesteau cuvântul decât iudeilor. Au fost și unii dintre ei însă, oameni din Cipru și Cirene, care au mers în Antiohia și au vorbit și grecilor, vestindu-l pe Domnul Iisus. Mâna Domnului era cu ei și mulți dintre ei au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea aceasta a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim, care l-a trimis pe Barnaba să meargă până în Antiohia. El a ajuns acolo și când a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a încurajat pe toți să rămână credincioși Domnului cu inimă hotărâtă, fiindcă Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și mulți oameni s-au alipit de Domnul. Apoi, Barnaba s-a dus în Tars să-l caute pe Saul și, după ce l-a găsit, l-a adus în Antiohia. Au stat acolo un an întreg, adunându-se împreună cu biserica și învățând mulțimi mari de oameni. Și în Antiohia, ucenicii au fost numiți pentru prima oară creștini. În zilele acelea au venit la Ierusalim niște profeți din Antiohia. Unul dintre ei, pe nume Agab, s-a ridicat și a vestit prin Duhul Sfânt că va veni o foamete mare în tot imperiul, ceea ce s-a și întâmplat în timpul împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât ca toți, fiecare după mijloacele lui, să slujească fraților, trimițându-le un ajutor celor ce locuiau în Iudeea. Și așa au și făcut. Au trimis darurile prezbiterilor din Iudeea prin Barnaba și Saul.